Rezultatele la testele PISA sunt dezamăgitoare și readuc în discuție situația îngrijorătoare a sistemului educațional, care, deși este cunoscută de mai mulți ani, este în continuare ignorată. Concret, aceste evaluări pun elevii în situația de a aplica în mod practic noțiunile teoretice de la clasă. Cadrele didactice spun că sistemul de învățământ românesc nu este pregătit pentru a trece cu brio astfel de teste. Din păcate, din punctul meu de vedere, sistemul de învățământ din România nu este pregătit să facă față unor asemenea teste, pentru că ele sunt date pe schema din Uniunea Europeană, mai ales din țările din Occidentul Uniunii Europene. Punem prea mult accent pe memorarea unor texte, îi obligăm pe copii să reproducă ce au zis alții despre o anumită lucrare, în loc să-i lăsăm să-și expună liber, cu curaj, punctele de vedere. Elevul nostru de gimnaziu rezolvă problema de matematică, separat de o problemă de fizică, separat de o problemă de biologie și de chimie. Când se pune problema aplicării unor noțiuni din fizică în chimie, unor noțiuni din matematică în fizică, unor noțiuni din fizică în biologie și mai departe, deci privind din punct de vedere interdisciplinar, copiii se încurcă. De aceea, rezultatele la testele PISA sunt slabe. Cea mai mare scădere este înregistrată la matematică. Rezultatele publicate ieri indică faptul că mulți copii de 15 ani nu pot efectua operații simple, de genul transformării unui preț din lei în euro sau invers. Profesorii de matematică din cadrul Colegiului Național Ion Minulescu spun că rezultatele slabe nu sunt din vina elevilor. Programa stufoasă, lipsa interdisciplinarității și practicile învechite de învățare pe de rost sunt principalele cauze pentru care copiii din gimnaziu nu reușesc să dea frâul liber gândirii analitice. Problema testelor PISA este mult mai veche la noi în țară. Eu am participat când eram director la organizarea unui test PISA chiar în școala noastră și atunci rezultatele au fost destul de slăbuțe, dar nu de vină au fost elevii, ci faptul că în învățământul nostru nu s-a organizat asemenea teste niciodată. Un test PISA presupune să răspundă copiii la mai multe întrebări din mai multe materii. Pentru asta ei ar trebui să fie obișnuiți cu genul ăsta de probleme. Aici intervine matematica, fizica, biologia, chiar geografia. Programa școlară este un pic cam stufoasă și chiar la toate disciplinele. Dacă s-ar face loc și pentru acest gen de teste, cred că rezultatele ar fi pe măsură. Dacă s-ar mai decondiționa materia care este pusă în programa școlară, lucrurile ar fi altfel, mult mai bine. Studiul PISA este realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și evaluează în ce măsură elevii dețin competențele cheie, cunoștințele și deprinderile de bază necesare pentru participarea la viața socială sau pentru integrarea pe piața muncii.